Astăzi, România primește 108 ani de mișcare patronală organizată, sigur, cu întreruperea aceea de 45 de ani, pe care știi cu toții. Și cred că o mare parte din cei de aici, care în marea lor majoritate sunt membrii importanței comunității de afaceri în România sau personalități, prietene ale UGIRO 1903, suntem dovada faptului că chiar dacă nu reușim încă să fim ceea ce reprezenta patronatul România în perioada interperică, suntem încă o dovadă vie și poate au și aliterat, eu știu, textile, parte industrială, băuturi și în alte ramuri de activitate, că industria românească nu are, că ea reprezintă încă o parte importantă din produsul intern brut al României și că mulți dintre noi, în afară de ceea ce facem în propriile întreprinderi, ne sacrificăm o parte importantă din timp pentru a da ceva și comunității. Și la nivel de ramură, eu, de exemplu, domnul președinte Tuțu, omologul meu, în calitate de președinte al Federației Sindicii în România, și la nivel național, ajută Bogdan Aștătăgea, da, să duc la alte întâlniri, sindicatul din presă, iată-l pe domnul Godinac, care este alături de patronatul din presă. Noi am reușit să realizăm în ultimii ani un lucru foarte important în sectorul privat, și anume am reușit să, pe baza negocierilor, care de cele mai multe ori au fost foarte dure, îmi aduc aminte ce telefoane schimbam cu doamna ministru Călăbescu cu salariul minim atunci când am negociat contractul colectiv de muncă la nivel național, am reușit să ajungem, așa cum se întâmplă într-o negociere, la un compromis care a asigurat măcar un singur lucru României important în opinia noastră. Deci, pe lângă stabilitatea monetar-financiară pe care a asigurat-o Banca Națională, am reușit și noi să asigurăm pacea socială. Nu ați prea văzut întreprinderi mari din sectorul privat în care să fi fost în ultimii 2 ani de criză mari mișcări de greviste sau litigii care nu s-au putut stinge pe negocieri directe între patroane și sindicate. Și cred că măcar din acest punct de vedere ne-am făcut datorii. În ce momente trăim, ați știți cu toții, știți negocierile pe care le avem și între noi, dar și cu Guvernul României pentru adaptarea la actualele condiții ale pieții muncii, ale întregii legislații care se ocupă de piața muncii. Astăzi vă spun că și cu cooperarea partenerilor sociale și sindicatelor, în mod cert, am obținut o flexibilizare importantă a codului muncii, o să vedeți o relaxare a nenumărate din acele lucruri care ne-au deranjat foarte tare.